Dragostea nu ține cont de vârstă. Un tânăr și-a întâlnit iubirea pe un site de matrimoniale. Îi despar doar 47 de ani. Un cuplu cu o diferență de vârstă de 47 de ani este hotărât să arate lumii că dragostea nu are limită de vârstă, în ciuda faptului că el este mai tânăr decât unii dintre nepoții ei. Kathy Jenkins, în vârstă de 74 de ani, l-a cunoscut pe Devon Aubrey, în vârstă de 27 de ani, prin intermediul unui site de matrimoniale în 2021. În timp ce relația lor s-a bazat la început doar pe relații intime, ulterior dragostea a început să crească de ambele părți. În prezent, cei doi sunt logodiți și vor să se căsătorească, în ciuda faptului că au mai mult de 4 decenii între ei. Kathy este pensionară, are 4 copii, 13 nepoți, 36 de stră-nepoți și un stră-stră-nepot. Ea a avut câteva relații de lungă durată în trecut, dar nu a mai fost căsătorită niciodată. Devon lucrează într-un lanț de magazine cunoscut și este portar pentru apartamente. Nu are copii, dar a mai fost căsătorit la 24 de ani cu o fată din școală. Cuplul a divorțat în 2021 cu puțin timp înainte să o cunoască pe Kathy. Kathy și Devon sunt acum într-o relație de peste un an și plănuie să se căsătorească anul viitor. În ciuda faptului că este cu 47 de ani mai tânără decât viitoarea sa mireasă, familia lui Devon îi susține, dar la început au crezut că a mințit despre câți ani avea ea, până când le-a arătat poze. În ceea ce o privește pe Kathy, aceasta a recunoscut că, în mod normal, nu-i plac bărbații de culoare, așa că Devon a fost o surpriză pentru familia ei. Acum însă, ea a spus că majoritatea copiilor și nepoților ei îl acceptă, cu excepția uneia dintre fiicele ei, care are o problemă cu faptul că acesta este vegan. Kathy și Devon sunt amândoi de acord că aceasta este cea mai sănătoasă relație pe care au avut-o vreodată și așteaptă cu nerăbdare să se căsătorească și să își construiască viitorul împreună. Ea este perfectă pentru mine, are foarte multă experiență de viață și mă învață multe. Nu ne certăm niciodată, putem vorbi întotdeauna fără să țipăm și am încredere totală în ea. Știe cum să mă facă să mă simt mai bine atunci când sunt supărat și are un simț al umorului uimitor, a declarat Devon. El a recunoscut că, deși uneori amintește de bunica sa, este un avantaj pentru el și nu este niciodată deranjat de faptul că are nevoie de un cărucior. Kathy este amuzantă, nu-mi dau seama cât de nebun sunt până când ea nu râde de mine. Cântă minunat și știe multe dintre acele cântece vechi care îmi amintesc de lucrurile care îi plăceau bunicii mele și cunoaște mulți dintre artiștii pe care îi plăcea bunica mea. Cred că îmi place cât de bătrână este pentru că îmi plac femeile în vârstă sau femeile bătrâne, indiferent dacă au nevoie de un cărucior și alte chestii. Nu am fost niciodată deranjat de asta. Oferă sfaturi bune și știe întotdeauna despre ce vorbește. Știe să gândească singură și îi place să fie sinceră fără teama de a fi judecată, a continuat el. Relatează avantaje.ro.